Proiectul de modernizare și recompartimentare a spațiilor interioare, dar și eficientizarea energetică la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene, a intrat într-o nouă procedură de achiziție de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor. Licitația a fost lansată la sfârșitul săptămânii trecute, iar ofertele operatorilor economici pot fi depuse până în data de 17 noiembrie 2021. Valoarea serviciilor este de peste 62 milioane de lei. Proiectul de reabilitare, modernizare și recompartimentare a clădirii principale a Spitalului Județean de Urgență cuprinde cele mai ample lucrări din ultimii 30 de ani. Obiectivul propus este creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, prin realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestor informații și folosirea echipamentelor și tehnologiilor din clasa de eficiență energetică ridicată. În scopul scăderii consumatorilor de energie termică și de energie electrică necesară funcționării acesteia. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a transmis un mesaj în legătură cu această situație pe pagina sa de Facebook. Vor recompartimenta spații interioare, se vor realiza grupuri sanitare în fiecare salon, se vor face lucrări pentru îmbunătățirea izolației termice a anvelopei, se va înlocui tâmplăria exterioară și cea interioară, se vor reface finisaje interioare cu materiale recomandate pentru unități sanitare și se vor înlocui rețelele electrice termice sanitare. Totodată, proiectul va rezolva problema căldurilor și ventilației. Se vor monta sistem panouri fotovoltaice, 352 de bucăți, centrale termică proprie ce va funcționa cu gaz. Aceasta asigură încălzirea clădirii, dar și apa menajeră și se va monta instalație de ventilație în locul aparatelor de aer condiționat, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Lucrările sunt foarte importante și în contextul actual, în care Spitalul Județean tratează pacienții de COVID, cât și pacienții non-COVID.